Analiza științifică a mentalității subconștiente a rasei umane demonstrează în mod concludent că tendința de îmbătrânire este un simplu obicei, un obicei care a fost dobândit de rasă în ansamblu și, prin urmare, este transmis fiecărui copil care vine pe lume. Prin forța acestui obicei, toți credem subconștient că îmbătrânim, că vârsta este inevitabilă și că nimic nu poate împiedica bătrânețea. Gândim astfel fără să știm ce facem de fapt. Acest mod de gândire a devenit o parte a vieții subconștiente și prin intermediul lui ne direcționăm în mod constant mintea subconștientă pentru a produce condițiile bătrâneții. Tot ceea ce subconștientul este îndrumat cu consecvență să facă, va și face. Cauza fiecărui obicei se găsește în unele acțiuni subconștiente și ori de câte ori o acțiune subconștientă devine complet individualizată, acționează automat atunci când îi este solicitat să o facă, fie prin propria sa tendință inerentă, fie prin influența sugestiilor corespunzătoare din exterior. Individualizarea unei acțiuni subconștiente înseamnă a forma un obicei și fiecare acțiune conștientă care se repetă frecvent va deveni o acțiune subconștientă individualizată. Există o serie de acțiuni conștiente care tind să producă bătrânețe, iar multe dintre acestea au fost repetate constant de-a lungul epocilor de către indivizii rasei umane, încât au devenit acțiuni subconștiente individualizate, adică obiceiuri ale rasei. Obiceiul îmbătrânirii a fost deci produs inițial de repetarea acelor acțiuni conștiente care tind să producă îmbătrânirea. În mod similar, obiceiul de a rămâne tânăr poate fi și el produs de repetări frecvente ale acțiunilor conștiente care tind să promoveze perpetuarea tinereții. Și întrucât fiecare obicei poate fi eliminat prin înlocuirea sa cu o tendință subconștientă opusă, posibilitatea de a înlătura treptat vechiul obicei este pe deplin asigurată. Mintea subconștientă poate fi complet schimbată și reprogramată și din moment ce fiecare obicei este înrădăcinat subconștient, este evident că fiecare obicei poate fi îndepărtat. Faptul că tendința de a îmbătrâni este un obicei al rasei dovedește că nicio persoană nu poate rămâne tânără decât acceptând și întreținând ideea că în mod natural este tânără. Deși natura îi oferă omului prin regenerarea celulelor și neuronilor un corp nou în fiecare an, obiceiul rasei face ca acel nou corp să pară și să se simtă bătrân. Prin urmare, dacă noul corp vrem să pară tânăr și să se simtă tânăr, obiceiul rasei trebuie să fie complet eliminat din mintea subconștientă. Pentru a îndepărta acest obicei, este necesar nu numai să schimbăm mintea subconștientă în acest sens, ci și să schimbăm ideile conștiente despre tot ceea ce vedem în viața tangibilă. Întreaga rasă umană îmbătrânește pentru că fiecare copil s-a născut cu obiceiul rasei și, prin urmare, ideea de îmbătrânire este sugerată în mod constant minții noastre, iar această idee dă energie și viață în mod constant acestui obicei ancestral al îmbătrânirii. Pentru a preveni ca acest lucru să se mai întâmple, trebuie să ne impresionăm în mod constant cu faptul că tendința de a rămâne tineri este una naturală. Tendința de a ne supune obiceiului greșit al rasei umane trebuie contracarată prin antrenarea minții noastre să gândească și să acționeze în perfectă armonie cu legea care produce tinerețea perpetuă. Concepția conștientă a vieții trebuie formată în rezonanță cu adevărul absolut despre viață și potrivit adevărului absolut, adică știința exactă care confirmă reînnoirea anuală a corpului uman. Omul nu îmbătrânește niciodată, el doar își schimbă tinerețea în bătrânețe prin încălcarea legii naturale, la fel cum poate schimba condițiile sistemului său fizic de la sănătate la boală prin încălcarea aceleiași legi. Numai prin încălcarea legii naturale, îmbătrânirea și boala pot apărea în viața noastră.
câtă vreme omul continuă să fie fidel lui însuși, va fi întotdeauna bine și întotdeauna tânăr. Pentru a elimina orice obicei ancestral producător de bătrânețe al rasei, este necesar să acționăm pe baza faptului că doar tendințele subconștiente sunt moștenite. Nu se moștenește boala și nici slăbiciunea sau caracteristicile lor adverse, însă se pot moșteni cauzele subconștiente ale acestor condiții. Pentru a preveni reproducerea obiceiurilor greșite ale rasei umane în noi înșine, este necesar să eliminăm din mintea noastră subconștientă acele tendințe adverse pe care le-am moștenit. Tendința de îmbătrânire este una dintre acestea și poate fi înlăturată numai prin antrenarea minții subconștiente să lucreze în armonie cu procesul natural de reînnoire. Mintea noastră conștientă va putea să dirigeze subconștientul să lucreze în armonie cu procesul natural de reînnoire anuală numai după ce va elimina credința că ideea bătrâneții este una reală. Ceea ce credem că este real impresionează subconștientul și ceea ce impregnăm în subconștient este sămânța semănată în grădina vieții care va da roade în funcție de natura sa. De aceea, ideea de îmbătrânire trebuie uitată, iar ideea că viața poate perpetua tinerețea atâta timp cât ne dorim tinerețe trebuie să fie de acum cea cu care va fi impresionat subconștientul. Legile naturii declară că nu există nicio limită a posibilităților de viață și nici viața nu se limitează la anumite acțiuni speciale. Este la fel de ușor pentru forțele ființei să perpetueze tinerețea așa cum este ca să producă îmbătrânirea. Nu necesită mai multă energie pentru a face una decât cealaltă. Nu este nevoie de mai multă forță de viață pentru a trăi 1000 de ani decât pentru a trăi într-o singură zi. Trăirea vieții nu epuizează viața, ci dezvoltă mai degrabă puterea vieții. Utilizarea greșită a vieții este singura care va epuiza viața. În schimb, atunci când cineva învață să-și trăiască viața, nu va mai fi limitat sub nicio formă de acele condiții care au izvorât din obiceiurile greșite ale rasei umane. A continua să crezi că anumite lucruri trebuie să fie pentru că așa au fost ele dintotdeauna înseamnă a pune mintea într-o completă robie a obiceiurilor rasei, indiferent de natura acelor obiceiuri, indiferent dacă sunt sau nu dăunătoare. Nu ni se cere să credem altceva decât adevărul, nu ni se cere să facem altceva decât face cel care promovează cea mai înaltă bunăstare a tuturor, Universul. Numiți-l Dumnezeu dacă vreți. Înțelegerea vieții în sine ne dezvăluie ce gândire trebuie să avem și ce acțiuni trebuie să întreprindem. A continua să îmbătrânești pur și simplu pentru că întreaga rasă îmbătrânește nu este ceva științific, nici ceva înțelept. Mintea liberă va refuza să îmbătrânească pentru că natura spune că nu trebuie să îmbătrânească. Și pentru omul cu mintea liberă să gândească adevărul așa cum este, natura declară că omul trebuie să rămână tânăr. Mintea obișnuită prezentă la majoritatea covârșitoare a indivizilor rasei umane este practic plină de tendințe și obiceiuri adverse care au fost moștenite. Aceste tendințe sunt respectate implicit de toate forțele interioare, deoarece aceste forțe sunt controlate de subconștient, iar subconștientul face întotdeauna ceea ce a fost programat de noi să facă. Prin urmare, este evident că o persoană obișnuită face multe lucruri nu pentru că așa este corect și natural, ci pentru că a moștenit acel obicei ancestral care îl determină să facă acele lucruri. Și întrucât majoritatea obiceiurilor rasei umane își au originea în greșelile preistorice ale omului, omul actual care vrea să trăiască în armonie cu legile Universului și să se bucure de toate bogățiile pe care acesta îi le poate oferi, trebuie să-și reexamineze viața. Omul nou nu mai trebuie să continue să facă lucruri doar pentru că acestea au fost făcute de strămoșii lui. Scopul său de acum înainte trebuie să fie să învețe ce este viața sa de fapt, care este scopul său cel mai înalt în această viață și să acționeze în consecință.
Ceea ce crede un om este de o importanță extremă pentru că ceea ce crede cu convingere va impresiona subconștientul și ceea ce subconștientul este impresionat să facă, invariabil va face. A crede că vei îmbătrâni nu este altceva decât un obicei. Fiecare copil se naște cu cauza acestei credințe în mintea sa. Această credință va impresiona zilnic subconștientul pentru a produce îmbătrânirea, iar îmbătrânirea va fi produsă. Să crezi că ești tânăr acum și că natura îți dă un corp nou acum poate fi simplu dacă corpul tău actual arată tânăr și se simte tânăr. La vârsta mijlocie însă aproape fiecare minte va persista în a crede că îmbătrânirea va veni cândva. Această credință trebuie eliminată complet, iar mintea subconștientă trebuie să fie antrenată să gândească adevărul despre viață, așa cum este el în realitate consfințit de legile divine ale Universului. A crede adevărul despre tine în armonie cu legile Universului înseamnă să crezi că ești întotdeauna tânăr, deoarece legea care perpetuează tinerețea nu poate înceta să o perpetueze atâta timp cât viața are o existență personală. A crede cu convingere că ești întotdeauna tânăr înseamnă a impresiona subconștientul cu ideea de tinerețe perpetuă și, în consecință, subconștientul va începe să producă elementele tinereții. Obiceiul îmbătrânirii va înceta și obiceiul de a rămâne tânăr îi va lua locul. Oricât de mult ai trăi în forma ta actuală de organizare a minții, vei avea un nou corp la fiecare 8 sau 10 luni. Acest corp ar trebui să arate nou și ar arăta nou dacă nu ar împiedica asta sistemul subconștient impregnat cu obiceiul ancestral moștenit al îmbătrânirii. Omul ar trebui să arate tânăr și să se simtă tânăr în orice moment, indiferent de numărul de ani trăiți. Nu este adevărat că anii produc senzația de vârstă sau apariția îmbătrânirii. Anii produc experiență, iar experiența, dacă nu este aplicată greșit, va dezvolta atât mintea cât și corpul. Dezvoltarea personală înseamnă îmbunătățire, iar îmbunătățirea nu este posibilă cu o minte care crede că îmbătrânește și devine inutilă. Pe de altă parte, o minte care este în mod constant îmbunătățită nu va îmbătrâni și nici nu se va considera vreodată inutilă. Faptul că nicio celulă din sistemul uman nu îmbătrânește niciodată confirmă că credința în ochii îmbătrâniți este o credință falsă. Credința că ochii au nevoie de ochelari atunci când devin bătrâni este un obicei greșit al rasei și este contrar oricărui fapt confirmat de știința exactă. Ochii nu îmbătrânesc, nu există un ochi uman pe fața acestei planete care să fi existat mai mult de 6 sau 7 luni. Același lucru este valabil pentru toate organele aferente celorlalte simțuri, iar faptele dovedesc în mod concludent că singurul motiv pentru care ochii devin slabi după un anumit număr de ani este cauzat de faptul că sistemul subconștient al omului a format acel obicei. A crede că ochii tăi îmbătrânesc și sunt slabi înseamnă a impregna bătrânețea și slăbiciunea în viața subconștientă a ochilor și, conform legii de funcționare a subconștientului, condițiile de bătrânețe și slăbiciune se vor manifesta în ochi. Ochii se vor simți bătrâni și slabi nu pentru că sunt bătrâni și slabi, ci pentru că sunt plini de condiții de bătrânețe și slăbiciune. În cazul în care ochii au un defect, ochelarii pot să fie folosiți ca un instrument cu scopul corectării defectului, dar această utilizare ar trebui să fie doar temporară. Nici o persoană nu ar trebui să înceapă să poarte ochelari cu convingerea că va trebui să-i folosească toată viața și nici nu ar trebui să creadă cineva că ochii lui vor avea nevoie de ochelari când vor deveni bătrâni, deoarece ochii nu devin bătrâni. A trăi cu ideea fixă, ancorată puternic în sistemul tău de convingeri și credințe că ochii tăi vor fi îmbătrâniți, înseamnă a umple ochii cu condiții de bătrânețe și întrucât aceste condiții de bătrânețe vor interfera cu funcțiile naturale, ochii chiar vor îmbătrâni.
ochii octogenarului nu sunt mai în vârstă decât ochii copilului de 7 ani, pentru că ochii ambelor persoane s-au format în ultimele 6 sau 8 luni și, prin urmare, una dintre perechile de ochi nu are mai multă nevoie de ochelari decât cealaltă. Credința că oasele trebuie să devină rigide, organele fizice slăbite, memoria afectată și așa mai departe atunci când s-a ajuns la o anumită vârstă înaintată, cum spun oamenii, este de asemenea contrară științei exacte. Nu există o singură celulă în sistemul uman care să fie nevoită să se osifice, indiferent cât de mult a trăit persoana în cauză. Tendința de osificare este doar un alt obicei greșit al rasei umane, dar, ca și toate celelalte obiceiuri ancestrale moștenite, și obiceiul osificării poate fi îndepărtat complet. Toate semnele bătrâneții sunt anormale, produse de tendințele subconștiente sau de obiceiurile pe care fiecare individ le-a moștenit de la rasă, prin urmare, nicio minte, pentru a fi în conformitate cu adevărul consfințit de legile universului, nu poate vorbi despre vârstă ca fiind naturală și inevitabilă. Nu este necesar să demonstrăm în detaliu că tendința de a îmbătrâni este un simplu obicei al rasei, deoarece adevărata relație dintre condițiile fizice și acțiunile subconștiente o dovedește din plin. Îndepărtarea acestui obicei ne cere cea mai de calitate și mai concentrată atenție de care putem să dăm dovadă, nu scepticism și judecăți superficiale specifice oamenilor limitați. Primul lucru care trebuie făcut este să îndepărtezi tendința producătoare de îmbătrânire din subconștient, iar al doilea să antrenezi mintea conștientă să gândească adevărul cu privire la apariția condițiilor de bătrânețe. Atunci când condițiile de bătrânețe sunt evidente oriunde în mediile noastre, mintea conștientă ar trebui să-și impresioneze faptul că există doar tinerețe în starea de viață naturală, adică starea cea adevărată. Toate condițiile bătrâneții trebuie privite ca fiind nenaturale și, în același timp, orice idee de bătrânețe ar trebui contrazisă. Mintea conștientă ar trebui să considere bătrânețea ca fiind contrară naturii, ca fiind doar un simplu obicei ancestral greșit, pentru care niciun individ nu este direct vinovat. Mintea noastră trebuie să se gândească la procesul de producere a bătrâneții ca la ceva ce orice persoană poate elimina din sistemul său de credințe. Ceea ce intră în minte prin simțuri se va impresiona asupra minții și va tinde să se reproducă în viața individului. Din acest motiv, ideea de bătrânețe nu trebuie să intre niciodată în minte și orice gândire despre bătrânețe trebuie să fie imediat respinsă ca ireală, chiar din momentul în care este sugerată conștiinței. Mintea conștientă trebuie să privească condițiile de bătrânețe ca fiind străine, ca fiind complet false și ca fiind lucruri în afara vieții reale a omului. Pentru asta nu trebuie făcută nicio încercare de a rezista acestor condiții, deoarece acestea nu au nici putere, nici existență proprie. Ele sunt pur și simplu creații ale propriilor noastre minți și vor înceta să mai existe atunci când nu le vom mai crea. Când tendința de a îmbătrâni este recunoscută ca un obicei de rasă care își are originea în greșelile preistorice ale omului, am putea fi tentați să credem că obiceiul este prea bine înrădăcinat pentru a fi înlăturat cu ușurință din viața noastră. Ne-am putea gândi chiar că ceea ce este un obicei ancestral al rasei ar putea fi îndepărtat numai după secole de antrenament în formarea tendinței opuse și că acest antrenament va trebui aplicat întregii rase. Astfel de concluzii nu au un suport real, nu sunt științifice. Nu este necesar ca întreaga rasă umană să învețe să perpetueze tinerețea înainte ca oamenii în mod individual să dobândească această artă, așa cum nu este necesar ca întreaga rasă să dezvolte geniul înainte ca geniul să fie prezent într-un individ anume. Mai mult, omul nu va fi obligat să producă tinerețe pentru că el este deja tânăr.
Va trebui pur și simplu doar să înlăture obiceiul de a îmbătrâni, iar acest lucru poate fi făcut chiar acum de orice individ care își dorește asta cu adevărat. Toate obiceiurile sunt subconștiente și orice obicei poate fi eliminat din subconștient de către oricine, în orice moment. Subconștientul poate face și va face orice este îndrumat să facă și va începe să acționeze chiar din momentul în care îi sunt trasate direcțiile. Stă în puterea fiecărui individ să învețe să rămână tânăr. Pentru a putea elimina acele tendințe subconștiente care determină crearea condițiilor de bătrânețe, este necesar să se formeze tendințe mentale care sunt direct opuse ca natură și scop, principiul fiind că nicio stare mentală sau tendință nu poate fi înlăturată decât dacă este deplasată de opusul său exact. Întunericul dispare numai atunci când este înlăturat de lumină. Tot așa și obiceiul îmbătrânirii va dispărea atunci când ne vom forma obiceiul de a rămâne tineri, iar artei de a ne forma obiceiul de a rămâne tineri îi vom dedica toate capitolele următoare. În capitolele care vor urma, vom vorbi despre cum se poate elimina conștiința îmbătrânirii prin trăirea clipei, ce înseamnă trăirea clipei și cum putem conștientiza clipa, despre antrenarea subconștientului pentru a produce permanent elementele tinereții și despre cum putem trăi în armonie cu legea universală a reînnoirii perpetue. Veți afla de ce experiența produce bătrânețe câtă vreme scopul său real este să perpetueze tinerețea, dar și cum trebuie să procedăm ca să eliminăm stările mentale care produc bătrânețea pentru ca gândurile să animeze mintea și să revigoreze corpul. Nu vor lipsi strategiile de viață care să perpetueze tinerețea pentru a ne asigura necesitatea unei sănătăți perfecte. Vom afla în premieră ce atitudine ar trebui să avem față de zilele de naștere pentru a preveni îmbătrânirea și cât de mult putem trăi pe pământ dacă ne vom armoniza întreaga ființă cu legile divine imuabile ale universului. Am convingerea că serialul nostru Cum rămânem tineri, care prezintă descoperirile de excepție ale ființei de lumină Christian Dahl Larson, făcute acum mai bine de 100 de ani, va fi pentru voi un adevărat elixir al tinereții și sănătății. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune, minți deschise și energie pozitivă!